Motivele pentru care bugetul pe 2015 a fost mult mai mic decât cel de anul trecut sunt multiple. Însă pe lângă acest aspect neplăcut, primarul comunei Petrești se bucură de tot sprijinul cetățenilor și de înțelegerea acordată. În plan de execuție și aproape de finalizare sunt mai multe proiecte. De asemenea, cerințele localnicilor sunt atent studiate de către edilul comunei și, bineînțeles, se ține cont de fiecare în parte. Anul acesta am avut un buget mai mic decât în anii trecuți, deoarece prin o ordonanță de guvern au fost alocați banii către comunele, așa zis, mai sărace. Cei care n-au reușit să-și stabilească un venit de 1,5 milioane ron, deci 15 miliarde vechi, li s-a oferit de către guvern completare până la acești bani. Noi care am alergat să strângem banii din taxe, impozite și alte surse care compun venitul, n-am mai primit niciun ban. Ca niciodată nu am primit niciun ban. Din bugetul pe care îl aveți, cam cât la sută banii se duc către infrastructură, către realizare de obiective de interes comun? Păi toți banii merg în interesul comunei și majoritatea, ponderea, este alocată pentru infrastructură. Avem câteva obiective ce urmează a fi finalizate și alte obiective care, în urma adunărilor cetățenești care au avut loc în această primăvară, ca în fiecare an, am identificat și alte probleme pe care și le doresc a fi soluționate cetățenii acestei comune. Noi am mers în fiecare sat, am organizat aceste ședințe cetățenești. Felicit cu această ocazie cetățenii care au acordat atenție și au venit în număr destul de mare pentru a-și prezenta problemele cu care se confruntă. Numai prin dialog, să știți că noi am realizat ceea ce am realizat în această comună. Încă o dată îi felicit pe cetățeni că sunt alături de mine și întotdeauna mi-au sugerat problemele care doresc a fi soluționate. La capitolul fonduri europene, primarul comunei Petrești stă destul de bine. Cu ajutorul colegilor din primărie și al consilierilor, primarul Andrei Lucian Daniel a reușit să acceseze și să obțină finanțare pentru 5 proiecte europene, dintre care 3 s-au finalizat deja. Una dintre marile realizări ar fi finalizarea căminului cultural, care urmează a fi inaugurat cât de curând. Ne-am implicat foarte mult și când spuneam implicat, este vorba și de cei care colaborează cu mine în primărie, echipa primăriei care se implică, consilierii care n-au fost niciodată împotriva propunerilor mele, care de altfel sunt în interesul comunității. Dovadă că până la ora actuală am accesat și avem finanțare pentru 5 proiecte europene, dintre care o parte, număr de 3, s-au finalizat, urmând ca și celelalte 2 să fie finalizate. Unul dintre acestea, cred că acum se va finaliza, nu? Sau sunt căminul cultural de la Puntea de Greci, pe fonduri europene, este realizat sau pe buget local? Nu, este realizat în cadrul unui proiect integrat, măsura 3.2.2, care este bine cunoscută de cei care lucrează în sistem. În acest proiect, o componentă culturală a fost căminul cultural. De aici s-a și spus proiect integrat, că au fost 4 componente. Va fi inaugurat acum? Va fi inaugurat. Deci este finalizat, am primit și ultima tranșă, deci totul este încheiat cu brio, controlat și paracontrolat, că așa sunt vremurile și noi nu ne-am dat într-o parte, din contră. La ora actuală este vremea când noi începem să le punem în valoare. Nu ascundem faptul că deja el este funcțional, câteva activități se desfășoară, dar am găsit prilejul de sărbătorile pascale să facem o fel de inaugurare. Va fi un eveniment inedit pentru
Lumea satului, da? Un spectacol pe care vreau să-l ofer ca surpriză atât dumneavoastră cât și cetățenilor din comună. Acest spectacol va fi chiar la Căminul Cultural de la va fi chiar la Căminul Cultural Puntea de Greci în data de 16 aprilie, urmând a fi afișată și ora la care se va produce evenimentul.